Discovery va filma o producție de realitate virtuală la Castelul Corvinilor din România. Producția este numită Castelul Bântuit și va fi filmată pe data de 3 octombrie, iar conținutul va fi disponibil pe platforma Discovery VR și pe site-ul castelului la finalul lunii octombrie, cu ocazia sărbătorii de Halloween. Primăria municipiului Hunedoara și Discovery Channel anunță realizarea unei noi producții în România, la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Filmările vor avea loc în data de 3 octombrie, iar conținutul va fi disponibil pe platforma Discovery VR și pe site-ul castelului la finalul aceleiași luni, cu ocazia Halloween-ului. Ideea realizării materialului a venit ca urmare a unei competiții interne realizate de Discovery la nivel internațional. Din echipa care va realiza materialul vor face parte experți din Statele Unite, România și Marea Britanie. Mă bucur că țara noastră este o sursă constantă de resurse și inspirație pentru colegii din alte țări și că inițiativele de a realiza conținut aici sunt din ce în ce mai multe. Prin acest nou proiect avem șansa de a promova încă una din atracțiile României, legenda Via Transilvaniei, așa cum este supranumit Castelul Corvinilor, a spus Ada Rosetti, director de programe din Europa Centrală și de Est. Mai mult, una dintre televiziunile Discovery din Statele Unite, Destination America, va prelua o parte din conținutul video realizat cu această ocazie, materiale de tip making of și interviuri cu echipa de filmare, precum și cu ghizii castelului.